Programele desfășurate de Ministerul Mediului, Rabla Plus și Rabla Classic sunt vizate în mod special de persoanele care doresc să achiziționeze un autoturism nou. Prin Rabla Plus, persoanele care aplică beneficiază de un ecotichet la cumpărarea unui autovehicul nou, cu condiția returnării pentru casarea cel puțin un autovehicul vechi. Se poate returna un maxim de 2 autovehicule uzate. Valoarea ecotichetului diferă, iar cuantumul acestuia este de 25.500 de lei pentru achiziționarea unei mașini 100% electrice sau cu pilă de hidrogen și 13.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul electric hibrid care emite maximum 80 de grame dioxid de carbon pe kilometru conform standardelor VLTP sau pentru achiziționarea motocicletelor electrice. Nu există o limită pentru numărul de mașini vechi returnate. Ecotichetul este oferit pentru achiziționarea unui autovehicul electric cu o valoare care nu depășește 70.000 de euro, inclusiv TVA. Instituțiile publice și unitățile administrativ-teritoriale pot primi un ecotichet în valoare de 120.000 de lei la cumpărarea unui autovehicul nou, fără a fi necesar să returneze un autovehicul uzat. Începând cu acest an, autovehiculele cumpărate prin aceste programe vor fi echipate cu un autocolant distinctiv. Pentru a fi mai vizibile, beneficiarii sunt obligați să păstreze autocolantul până la încheierea perioadei de monitorizare. În etapa 1, respectiv perioada 19 martie-19 aprilie 2024, pentru persoane juridice au fost alocate 140 de milioane de lei, similar cu UAT-uri și instituții publice. De asemenea, tot în etapa 1, care se desfășoară în perioada 19 martie-18 august 2024, pentru persoane fizice sunt disponibile 420 de milioane de lei. În etapa 2, din 19 august în 19 septembrie, pentru persoane juridice sunt alocate 60 de milioane de lei, iar pentru UAT-uri și instituții publice tot 60 de milioane de lei. În etapa 2, în perioada 19 august-25 noiembrie 2024, pentru persoane fizice sunt disponibile 180 de milioane de lei. Rabla Plus este un program care nu doar că nu va dispărea, dar cred că încurajarea achiziției de mașini electrice trebuie să fie o prioritate pentru orice guvern și pentru orice ministru în România, mai ales că avem jalon în PNRR până în 2026 să scoatem din uz 250.000 de rable, un sfert de milion de rable. Mașinile mai vechi de 15 ani trebuie să dispară de pe străzile României. Sunt poluante, sunt nesigure, a transmis ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet.